este principalul vector pentru diferiți agenți patogeni periculoși. Toate măsurile de conservare se focusează mai mult pe controlul acestei specii decât pe conservarea ei. Deși este o insectă crepusculară, se poate adapta în funcție de mediu pentru a-și ajusta orele la care va întâlni o gazdă cu sângele căruia să se hrănească. Salutare, dragilor, eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre animale. Dacă și tu vrei să descoperi alături de mine aceste creaturi minunate, abonează-te la acest canal. Aedes albopictus sau țânțarul tigru asiatic, din clipa în care își părăsește coconul, începe căutarea unei gazde cu care să se hrănească. Odată ce se hrănesc, încep să caute un partener. Totuși, țânțarul este un zburător slab, astfel toate nevoile sale au loc pe o rază de 500 de metri. Majoritatea indivizilor nici măcar nu ajung atât de departe. Atunci când nu se hrănesc sau nu se împerechează, se odihnesc în spații deschise sau în zone în care există suficient spațiu pentru a-și depune ouăle. Aproape toate comunicațiile între indivizii din această specie sunt legate de împerechere. Antenele conțin receptori auditivi care permit masculilor să audă semnalele femelelor pentru a le localiza. Odată ajunși în aceeași vecinătate, mai mulți masculi formează grupuri în aer care invită femela să se împerecheze. Masculii secretă apoi o substanță care ajută la începerea oficială a procesului de împerechere. După ce indivizii se împerechează, nu mai interacționează din nou. Pe lângă receptorii auditivi, toți țânțarii din specie au ochi compuși pentru a ajuta la localizarea hranei, locurilor de depunere a ouălelor și, bineînțeles, localizarea partenerului sau, în cazul femelei, a partenerilor. Masculii se hrănesc cu nectar și siropuri din plante bogate în zahăr. Femelele se hrănesc și cu nectar, dar au nevoie de o masă de sânge pentru dezvoltarea ouălelor. Țânțarii tigru asiatici se pot hrăni cu sângele mai multor specii de animale, atât mamifere cât și păsări. Deși este o insectă oportunistă, totuși femelele preferă sângele mamiferelor atunci când vine vorba de hrănire. Unele dintre cele mai comune specii cu sângele cărora se hrănesc sunt câinii domestici, cerbii, iepurii și, bineînțeles, oamenii. O gamă largă de organisme pot preda țânțarul tigru ca larve atunci când acestea sunt cele mai lipsite de apărare. Diferite familii de ciuperci pot infecta larvele și s-au făcut chiar teste pentru a vedea dacă pot fi considerate ca un agent biologic pentru controlul țânțarilor, aceste ciuperci. Aedes albopictus joacă un rol important în răspândirea bolilor, deoarece femelele au potențialul de a răspândi boli transmisibile prin sânge. Acest lucru este deosebit de îngrijorător în ceea ce privește bolile zoonotice, deoarece țânțarii se hrănesc cu sângele multor specii de mamifere și păsări, precum și cu sângele oamenilor. Deoarece membrii acestei specii sunt zburători slabi, ei rămân în același habitat toată viața lor. Pe lângă faptul că are un habitat adecvat de reproducere, trebuie să fie disponibile și resurse alimentare adecvate. Acest țânțar a dezvoltat o foarte slabă specificație a gazdei și astfel nu are probleme în a găsi hrană în majoritatea mediilor în care apare. Masculii sunt puțin mai mici decât femelele, dar sunt foarte asemănători morfologic. Excepție de la aceasta constă în antenele care sunt mult mai stufoase la masculi. Ouăle țânțarului au forma unui trabuc, sunt dispuse de-a lungul recipientelor artificiale sau sintetice și vor ecloza când nivelul apei crește deasupra locației ouălelor, scufundându-le. Eclozează în cele din urmă în larve și durata dezvoltării larvare sunt influențate de o varietate de factori ca temperatura, hrana, densitatea și sexul. Dezvoltarea larvelor includ 4 etape și poate dura 2 până la 4 zile. Dacă larva nu are cu ce să se hrănească, ea va muri.
larvele se vor transforma în cele din urmă, în pupe, un proces care în condiții ideale va dura 2 zile. Acest număr poate varia pentru mascul și femele. Din cocon va ieși un adult care va căuta să se împerecheze. Adulții au ajuns la maturitate sexuală odată ce au părăsit coconul și încep hrănirea și împerecherea în 2 sau 3 zile. Femelele se pot împerechea de 4 ori în viață, în funcție de durata vieții. Masculii au o durată de viață puțin mai scurtă, dar au mai puține restricții asupra împerecherii. Se pot împerechea de mai multe ori cu mai multe femele. Masculii vor forma roiuri la câțiva metri de sol, care vor atrage femelele. Ei vor secreta și feromoni care oferă un stimul pentru dezvoltarea ovariană la femele. Împerecherea va avea loc în zbor și va dura între 5 și 15 secunde. La sfârșitul ciclului, femela își va plasa ouăle în locații diferite. Odată ce femelele ies din pupe, iau o masă de sânge în primele 2 zile, ceea ce este vital pentru dezvoltarea ouălelor. Nu există un sezon de împerechere pentru Aedes albopictus. Se poate împerechea mai mult în timpul sezonului ploios, care variază din punct de vedere geografic. Aceste lucruri asigură cel mai rapid timp de dezvoltare pentru ouă, care încep să eclozeze odată scufundate într-un bazin stagnant de apă. Femelele pot depune între 45 și 200 de ouă pe an. Aproape toate studiile asupra duratei de viață a lui Aedes albopictus s-au concentrat asupra femelei, așa că nu se cunosc prea multe despre longevitatea masculului. Se pare că factorii de mediu au un efect mare asupra duratei de viață a unui individ. Într-un climat temperat, de exemplu, cu umiditate relativ mare, durata medie de viață a fost între 30 și 40 de zile. În laborator s-au efectuat diferite experimente cu diferite alimente în cantități diferite, ce ar putea permite femelelor să trăiască până la 117 zile. Pe lângă disconfortul pe care îl produc prin înțepăturile lor, acești țânțari pot transmite omului câteva boli virale deosebit de grave, și anume febra galbenă, febra Zika, encefalita ecvină, probabil și febra West Nile și altele. Țânțarul tigru asiatic este de asemenea un vector pentru filarii, care parazitează câteva specii de mamifere carnivore, mai ales câinele, mai puțin pisica. Țânțarul tigru asiatic a fost găsit în București în anul 1912 și ulterior în fiecare sezon estival în perioada 2013-2016. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor, în partea mea stângă am alte 2 clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare, nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.